își împarte viața între domiciliul de pe Valea Mureșului Superior și secțiile de poliție din zonă. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani care pare să cunoască prea bine sediul poliției Reghin și lucrătorii săi, după ce a fost adus aici de mai multe ori pentru furturi. S-ar zice că a comis spargeri după spargeri, iar locațiile sale preferate sunt cabanele, însă nu se sfiește să intre fără drept și cu forța nici în locuințe sau în localuri publice. Astăzi a fost adus din nou la sediul poliției pentru amprentare. Oamenii legii spun că a fost prins în timp ce încerca să fure dintr-o casă de vacanță. El, în schimb, este de altă părere. De ce ești astăzi aici? Eu pentru că fur. Ce ai furat? Nimic n-am furat. Am spart un geam și-s la poliție pentru un geam. Unde s-a întâmplat asta? În Neagră. În satul Neagră, comuna Lunca Bradului. O casă, o cabană? Ce era acolo? Un geam la un bar l-am spart. N-am avut țigări. Și e lucru bun? Păi e lucru bun, că am fost biat. Și fiindcă tot e vorba de furturi și spargeri, pe lângă barul a cărui geam l-a spart pentru a face rost de țigări, ar mai fi ceva, o cabană, din care a vrut să fure din plictiseală, după cum singur mărturisește. Băieții spun că era vorba de o cabană. Erai la interior. Mai sparg și cabane, că mă plit... Pare un tânăr glumeț, spiritual, dar în fața polițiștilor este cu totul altfel. Devine umil și imploră milă, își activează așadar coarda sensibilă. Le declară polițiștilor că fură ca să aibă ce să mănânce. Oamenii legii desfășoară acum activități de cercetare în care bărbatul de 22 de ani este suspectul principal. Ei sunt interesați în acest moment să afle dacă mai sunt și alte persoane păgubite, în afara familiei a cărei cabană a fost spartă aseară în zona Stâncen Neagra. Cei care constată că proprietatea le-a fost călcată de hoți trebuie să se adreseze poliției.